Față în față cu grab. Șutează perfect, grab pleacă în partea cealaltă și este 1-0 pentru Șef și Sfântul Gheorghe în această partidă din etapa a doua. Evident, posibil să-i atingă mâna lui Sestor. De altfel, mi s-a părut că Sestor nu spunea că n-a atins mingea, ci că a lovit-o cu cotul și că era foarte aproape. Asta era și o discuție separată.